Salutare, prieteni! Astăzi avem un Mercedes E-Class, mașină la care voi schimba galeria de admisie. Este o galerie cu clapete, după cum puteți observa. Deja am început să lucrez la mașină. Am demontat până acum capacul de la motor, am scos filtrul de motorină afară, răcitorul de la EGR este demontat, acesta este. Mai departe va trebui să demontez EGR-ul, corpul EGR-ului și suportul la filtrul de motorină ca să pot avea acces la această galerie de admisie. După cum puteți observa, spațiul este foarte, foarte îngust. Da, să vedem mai departe cum evoluează treaba. Ok, prieteni, am reușit demontarea EGR-ului. Pentru a demonta EGR-ul la această mașină, va trebui să demontați panoul lignifug care este prins în patru piulițe în partea de jos și două piulițe în partea de jos și două horșuruuri în partea de sus. Acest panou vine montat în spatele motorului, între motor și habitaclu, iar el trebuie demontat pentru a avea acces la șurubul din partea de jos de aici, care ține EGR-ul. Avem unul jos și unul sus. Cel de sus merge desfăcut, dar cel de jos, dacă nu se desface acest panou ignifug, nu aveți cum să-l desfaceți. Trebuie să vă înarmați cu foarte multă răbdare ca să scoateți acest panou, dar până la urmă veți reuși. Acum, mai departe, pentru a scoate galeria de admisie, voi demonta carcasa de la filtrul de motorină. Va trebui să demontez și această conductă de la rampa de înalte. Să vedem ce mai demontăm pe aici. Am reușit să scot și prima parte din admisie, partea care face legătura între clapeta de accelerație și efectiv galeria de admisie. Cam așa arată. Acum voi trece la demontarea galeriei de admisie. Pentru aceasta trebuie să scoate și conducta care vine la rampa de înaltă. Puteți vedea jos și clapeta de accelerație.
Iar aici este galeria de admisie. Mai am de desfăcut câteva lucruri pe aici ca să îmi pot face loc, să desfac șurubările. După care o voi scoate afară. Ok, prieteni, am reușit să scot și galeria de admisie. Cam așa se prezintă. Avem una nouă cu care o vom înlocui. Așa arată și pe mașină. Acum vom curăța puțin și vom începe să montăm în ordine inversă. Am desfăcut și clapeta de accelerație. Cam așa se prezintă. O vom curăța imediat. După care o vom monta înapoi pe mașină.